De la începutul anului curent, în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 49 de persoane. În majoritatea cazurilor de NEC este vorba de imprudența în timpul scăldatului și neglijarea normelor elementare de comportament în apă. În acest context, angajații Direcției Situații Excepționale și angajații Inspectoratului de Poliție Soroca intensifică activitățile și măsurile de prevenire a cazurilor de NEC, în cadrul cărora vizitează plajele și bazinele acvatice, pentru a atenționa cetățenii să fie mai prudenți și să respecte regulile de securitate în timpul scăldatului. S-a majorat cazul de NEC, deci noi recomandăm, nu recomandăm să vă scăldați în sala de abilitate, să fie interzis capitolul respectiv, în locuri necunoscute, la fel și celor care nu pot nota. Deci mai multe reguli și cerințe sunt împliante respectiv. Că tare e normal asta. Nu știu, băie, pe așa să ne ca mai mulți. Iau, oameni, bieța, saribi, copac. Deci nu ascultă nimic ca tare. Запрещает купаться в нетрезвом виде, нельзя купаться, можно утонуть, судороги могут схватить, прыгать в воду с дерева нельзя, может голову, головой удариться, сотрясение мозга может быть. Потому что еще лодку нельзя раскачивать, можешь удариться головой тоже. Положительно очень эта полиция занимается этими вопросами. Это хорошо, что заботятся о тех, кто купается, что думают о безопасности. Было бы очень хорошо, чтобы этот пляж улучшили немножко, потому что людям единственное место в пляж, вот Сорока, вот этот кусочек, чтобы его чуть-чуть облагородить. Это просто наше пожелание. Мы говорим о ковид, инфекциях, вакцинах. Вот это иммунитет. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Но раньше же была спасательная служба, были буйки, дежурили спасатели. Оно так и было. У меня папа спасатель, у него две медали за спасение утопающих. Раньше служба действительно работала. Я запомнила, что нельзя прыгать из лодки и не уходить далеко. И купаться без родителей. Нельзя прыгать из лодки. Ну, сама не купись, но зубажи молодынка на пус. Бец, но зубажи на пус. Стали дебилитать. Ну, очень кажется, кем он полиция. Я уж дарил маме лисай бы să aibă grijă de copii, să nu se bage la adâncă în apă și ca în stare de libertate tot, să-i bătem, să nu se bage în apă, de obște. Inspectorii vizitează și piscinele în scopul informării copiilor și amatorilor asupra pericolului lăsării celor mici fără supraveghere. Nu permite scaldatul cetățenilor în stare de libertate la piscină. Pentru că cred că cunoașteți că, păreri de rău, noi am avut caz în raion, adică unde la piscină s-au necat copiii. Deci, ca să evităm, scopul principal al nostru este ca să evităm incidentele pe apă, la maxim pe raionul nostru. Astăzi la noi a fost grupul de salvamari care ne-au recomandat să respectăm tot ce ține de scaldat, de bazin, să respectăm modul de scaldare, să evităm accidente în bazin. Angajații Direcției Situații Excepționale atenționează oamenii și despre măsurile de precauție la scăldat. Direcția Situații Excepționale Soroca, în comun cu Inspectoratul de Poliție Soroca, Inspectoratul de Poliție Frontieră, continuă desfășurarea campaniei de prevenire a cazurilor de NEC. Astfel, astăzi am continuat măsuri de informare a cetățenilor la ambele plaje de pe teritoriul municipiului. Cetățenii au fost familiarizați despre securitatea în timpul scaldatului. Cu părere de rău, de la începutul anului curent pe teritoriul Republicii Moldova sunt înregistrate 49 de cazuri de NEC, dintre care 10 copii. În acest context, noi salvatorii venim cu următoarele recomandări, ca cetățenii în primul rând să se scalde doar în locurile și spațiile special amenajate, să are în vedere cele locuri care sunt asigurați cu salvamari, cu mijloace primare de salvare și de acordare prin ajutor medical. La fel, noi salvatorii nu recomandăm de a folosi în timp scaldatului saltele cu aer, anvelope din cauciuc sau alte mijloace improvizate. Este interzis scaldatul în stare de ebrietate în locuri necunoscute, la fel și persoanelor care nu pot înota. Nu în ultimul rând, îndemnăm părinții care au copii minori, buniei, să monitorizeze copiii la maxim, atât în apă, cât și pe malul bazinilor acvatice.
Astfel de acțiuni sunt desfășurate pe întreaga perioadă a sezonului estival. În cazul în care sunt observate persoane în pericol și declanșarea situațiilor excepționale, cetățenii sunt îndemnați să apeleze prompt la numărul de telefon 112.